Campania umanitară Cutia cu zâmbete, lansată de Vocea Vâlcii și Fundația Orpheus din Râmnicu Vâlcea, a ajuns la cea de-a șasea ediție. Cutia cu zâmbete e o campanie care vizează ajutorarea copiilor orfani, acelor proveniți din familii dezorganizate, foarte sărace, sau sprijinirea micuților cu probleme. Campania aceasta o derulăm în parteneria cu Inspectoratul Școlar Vâlcea și mulțumesc pe această cale doamnei Larisa Nițu, dar și doamnei Mihaela Andreianu, cu voi, colegii mei de la Antena 3 Vâlcea, cărora vă mulțumesc mult de tot pentru deschidere și pentru susținere. Cei care doresc să fie parte în această campanie pot dona o cutie cu multe zâmbete, cu multă dragoste, dar și cu lucruri de care acești copii speciali au nevoie. În această cutie se poate pune orice este neperisabil, orice ține de dulciuri, dar neperisabile, îmbrăcăminte nouă sau de cea mai bună calitate, cărți, caiete, penare, diverse lucruri despre care dumneavoastră considerați că ar fi bune și că i-ar ajuta pe acești copii minunați și speciali de la Copăcelu. Campania îi vizează anul acesta pe cei aproape 100 de copii de la Copăcelu și familiile lor, care fac eforturi uriașe pentru ca micuții să nu abandoneze școala. Pentru această campanie și pentru acești copii speciali vreau să strângem lucruri minunate și să-i facem fericiți. Pentru că despre asta este vorba. Îmi doresc tare mult ca acești copii să primească lucruri de care au cu adevărat nevoie. Pentru a ușura munca tuturor, cei care doresc să participe la această campanie sunt rugați ca pe cutie să noteze sexul și vârsta copilului căruia îi sunt destinate obiectele menite să aducă bucurie. 100 de copii de la Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă Băbeni vor primi cutiile. Doritorii pot contribui trimițând coletele cu cadouri sau cutiile la centrul de colectare din incinta Fundației Orpheus de pe strada Carol I, numerele 3-5, centrală, bloc Filipin. Colectarea se încheie vineri 26 aprilie 2021. Mai multe informații puteți afla apelând numărul de telefon 0745 268 444.